Sâmbătă 21 octombrie, de la ora 19, va fi deschisă o nouă stagiune a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Pentru că în urmă cu aproximativ 8 ani, piesa Bigamul, partea 1, a avut un real succes, anul acesta noua stagiune va debuta cu piesa Bigamul 2, o comedie și mai reușită decât precedenta, după cum o spune chiar regizorul Cristian Ioan. Într-adevăr, nu o să candidăm la vreun premiu uniter, dar la premiul publicului, în mod sigur, asta sigur îl vom câștiga, pentru că știți foarte bine, din experiență personală, se face câte un film extraordinar sau câte ceva și se încearcă după câțiva ani un remake sau o continuare și nu mai iese, nu mai iese așa cum e. E, Nenea Rei Cune, ăsta autorul piesei, a reușit să scrie partea a doua a Bigamului, care se numește Caut in the Net, adică prins în plasă, la fel de bine ca prima, dacă nu chiar și mai bine, ceea ce este rarisim. După ce au muncit din greu la această piesă, actorii așteaptă acum să culeagă roadele. John Smith este un personaj pe care îl voi interpreta și care își clădește existența, hai să zicem existența amoroasă, pe minciună. De la un capăt până la celălalt capăt al spectacolului. Și nu numai. Și de aceea asta, de asta vreau să spun că totul este ca așa o simplă concluzie. Minciuna este suportul pe care se bazează acest personaj. Și vă aștept la spectacol. Pe lângă publicul numeros pe care și-l doresc, protagoniștii speră ca această comedie să descrețească frunțile gorjenilor. Este un spectacol foarte, foarte greu din punctul nostru de realizat. Măcar 2 ore cât durează spectacolul, eu cred că îi vom destinde așa de bine și nu doare, face foarte bine. La micura somn, ca să folosesc niște expresii, mai. Face foarte bine pentru a ne curăți, pentru a ne liniști, pentru a uita de problemele care sunt. Din distribuție face parte și un actor student premiat la Gala Studenților din Buzău și București, dar și o elevă de la Liceul de Artă din municipiu. S-a și vândut primul bilet, am aflat, am avut onoarea ca primul cumpărător de bilet din această stagiune să fie doamna profesor Lili Roată și cu această ocazie îi mulțumesc și mă bucur că s-a făcut o deschidere și o spargere de gheață atât de bine cotată, aș putea spune, cu un spectator de seamă al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și cu această ocazie lansez invitația tuturor celor care doresc să petreacă împreună cu noi 2 ore de voie bună. Prețul biletelor pentru intrarea la premieră este de 30 de lei. Spectacolul va avea loc și duminică de la aceeași oră.